iubiți credincioși, suntem în plin vacarm social privind desfășurarea consumistă a sărbătorilor de iarnă. Mâncare, băutură, muzică, distracție, veselie. Dar suntem și în plin urcuș duhovnicesc în ceea ce privește etapa care urmează după nașterea Mântuitorului Iisus, așa cum veți vedea, după 8 zile va fi tăierea împrejur, când sărbătorim anul nou, și imediat după aceea, legat de același praznic, va fi sărbătoarea Bobotezei sau Botezul Domnului. Pentru că ieri s-a rostit pastorala cu semnificația ei, am să vă atrag atenția doar asupra a 3 lucruri care mi-au plăcut mie mai mult, deci din toată întâmplarea spirituală a vremii și a timpului de atunci, când Mântuitorul a trebuit să se retragă din calea lui Irod și a trebuit să meargă în Egipt, cum spune și la Scriptură, din Egipt am chemat pe fiul meu. Și în același timp, de ce se numește Emanuel sau cu noi este Dumnezeu? Dacă ați fost atenți, în calendar astăzi mai scrie așa, Soborul Maicii Domnului. Cine este acest sobor al Maicii Domnului? Toți cei care au participat la această taină nașterii. Păstorii, magii, Iosif, Irod, cel care primejdea viața pruncului și el există acolo în decor, ca element negativ, simbolul diavolului. Și după aceea, arhanghelul sau îngerul, care pe parcursul Evangheliei de astăzi, dacă ați fost atent, s-a arătat de 3 ori. Cea din tâi arătare a îngerului a fost cea care a fost consemnată în duminica de dinainte de botez. Nu te teme, Iosife, a lua la tine pe Maria, că ceea ce este întrânsa este de la Duhul Sfânt. Pentru că el, drept fiind, voia să o vădească, adică să nu o vădească, să-i facă rău, să o părăsească în ascuns. Același înger se arată noaptea în vis și spune, ia pe prunc și pe muma lui și mergi din calea urmăritorilor, pentru că primejduiesc viața pruncului. Același înger vine și se arată din nou Egipt și spune, nu te teme, ia pe mumă și pe prunc și vină înapoi la locul de baștină că au pierit urmăritorii. Deci iată cine este cel mai important la ora actuală? Îngerul. Ce fel de înger? Un înger care era de față, cum spune și Colindu, astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii. Deci era un înger care în slujirea primită de la Dumnezeu, una din calitățile pe care o avea, era și calitatea de a veghea prorociile despre Maica Domnului. Și ce avea prorocia despre Maica Domnului în ea? Îl luăm pe Isaia, primul. Fecioara va lua în pântece și va naște prunc. Niciun semn, liniște și pace. La traducerea Scripturilor, la Septuaginta, înțeleptul și dreptul Simeon, care îl vom întâlni pe parcursul Evangheliilor la întâmpinarea Domnului, când va împlini 40 de zile pentru curățirea mamei și închinarea în biserică, va apărea și acest personaj duhovnicesc în decorul evanghelic. Ia fraza de la Isaia, o piaptănă, deci o traduce, cum se spune mai modern, o deortorisește. Și scrie, o femeie tăinuită de bărbatul ei va naște prunc, săradi. A doua oară, treia oară. Și atunci se arată îngerul și spune, și nu vei închide ochii sau nu vei ieși din viață până nu vei vedea minunea, până nu vei vedea mântuirea. De aceea, în fiecare seară, noi cântăm la litie,
Acum slobozește pe robul tău, Stăpâne, că văzură ochii mei mântuirea ta, care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. N-avem treabă cu asta, doar v-am amintit în context. Acel înger care a vegheat prorocia era însărcinat de Dumnezeu să vegheze viața pruncului de când? Din pântecele Mariei și până la răstignire. Și de unde știm acest lucru? Îl îndănim tot în cuvintele lui Iisus, la un moment dat, când în grădina Ghețimanii, tâlharii lui Ana și Caiafa, cei care erau slugile netrebnice și urmau să judece pe cel fără de judecată și pe cel fără de păcat, Petru scoate sabia și la un slujitor arhiereului tai urechea. Și Mântuitorul spune un cuvânt super frumos. Bagă sabia în teacă, că cine scoate sabia de sapii va pieri. Și întreabă Petru, păi atunci pentru ce am luat sabia? Ca să împlinească cuvântul scris în Evanghelie. Și cu cei fără de lege s-au însoțit, pentru că cei fără de lege veneau cu bâtii și cu sabii. Dar, la următorul semn, Mântuitorul spune, dacă un singur semn fac, 12 legiuni de îngeri într-o clipă ar șterge totul. Deci la cine erau? La comanda Arhanghelului Mihail. Aceasta este tâlcuită de Sfinții Părinți. Ilie Miniat, Ioan Gurgheau și Teofilact al Bulgariei, care arată că inclusiv steaua descoperită de magii care veneau din Egipt, de la Shipar, de la cea mai mare școală de astronomie, au văzut că e o stea care apare așa întâmplător, deci nu și-are explicația, nu o găsea pe... O vede pe cer, dar nu știe de unde e apariția ei, deci nu era o întâmplare, nu era o stea ca oricare. Și la un moment dat, apare un fenomen nou, să pleci la drum păgân și să te întorci creștin. Asta e marea taina magilor, nu că au mers ei cu aur, smirnă și tămâie. N-avea nicio treabă. Din Egipt, când vii în Ierusalim și bătătorești calea cu piciorul, mai modern cu autocarul, întâlnești drumul mirodenilor și amătăsurilor, care merge și leagă până în Africa, continent de continent. Și atunci, de ce au venit magii spre Ierusalim cu aur, cu smirnă și cu tămâie? Dintr-un singur motiv. Să poată comercializa pe drum o parte din aur ca să se hrănească, să se găzduiască, să se cazeze, smirna și tămâia să căutam poporul iudeu că aveau nevoie la templu și cinsteau aceste jertfe pe care le aduceau Dumnezeului Savaot, lui Iahve, cum se spune în Vechiul Testament. Și atunci, în ideea de a schimba meșteșugăria la aceasta, negoțul, de a schimba materialele fine, adică produsul acesta frumos, mirodenia căutată, ei în schimb să ia bani. Și cu acești bani să-și poată îngriji existența până ce vor întâlni ce? Steaua a cărei nelămurire o aveau. Ei încercau, dacă vreți să înțelegeți cum se spune tehnic astăzi, la știri, a fost eclipsă de soare sau totală de lună, nu știu unde. Acum dacă ai avion și satelit, imediat știi unde e noaptea, unde e ziua. Ei, magii călătoreau, de cine să-și spune magi, pentru că erau cititori în stele, cum sunt zodiacarii ăștia de astăzi, care vin și îți spun tot felul de bazaconii. Ei, ei erau niște oameni înțelepți. Au categorisit că acea cometă, acea stea luminoasă, este undeva deasupra cetății sfinte. Și cu cât se apropiau de cetatea sfântă, steaua lumina tot mai tare. Asta era ceea ce îi atrăgea magii. N-au venit, am mai ascultat exegezii din astea, așa, instantanee. Magii au venit mânați de Duhul Sfânt, au avut nu știu ce semn, ce descoperire, nici vorbă. Magii se apropiau de lumina stelei pentru că îi copleșea. Vrea să ajungă cât mai aproape de momentul în care poate să o privească în bolta cerească, că și pe atunci existau niște lunete din astea cu lentile, nu ca acum moderne, în care puteai să observi și anumite însușiri ale focului stelar de acolo, ce se pătrundea reacția respectivă, ce dădea lumina. Și ce îi fascina pe magi? Că steaua avea o calitate deosebită. În momentul când se depărtau de la cărare, steaua dispărea.
în momentul când găseau cărarea, steaua strălucea. Și pentru ei aceasta a fost un semn. Deci steaua nu mai era de acum un nu mai era un astru care trebuie urmărit, ci un astru care îi minuna. Și spune, zice, că în momentul când au ajuns la Ierusalim și au intrat la Irod, steaua lor li s-a ascuns. Dar când au început din nou călătoria bună și au mers pe altă cărare, steaua iar s-a arătat. De ce? De aici și-au dat seama că trebuie să caute locul și centrul stelei. Și mergând de exact în loc, spune acolo că era o rază. Raza unde era? Pe peștera unde Maica Domnului născuse pruncul și l-a lătat. Și atunci ce au făcut? Au pus aurul la picioarele Mântuitorului, pentru că și-au dat seama că e un semn dumnezeiesc și nu este vorba despre orice. Cei care erau în preajma pruncului, păstori și îngeri care cântau, i-au fascinat exact ca pe Maria Magdalena la înviere. Au furat pe Domnul și nu știu, l-au pus. Și când întoarce ochii, vede pe Dumnezeu. Iosif povestește și el taina că aici apare un lucru extraordinar de frumos. În Scriptură e o frază pe care la fel exegeții o tâlcuiesc după urechea lor uneori. Și spune, și Iosif n-a cunoscut-o pe Maria până când? E o virgulă și spune, până ce a născut pe cel unul născut, parcă după aia ar mai fi urmat alte nașteri, nici vorbă. Deci, Iosif a cunoscut-o pe Maria, virgulă, când a văzut taina. Steaua, îngerii, păstorii, cântăreță, cerul, lumina, bucuria îngerilor, dar cel mai mult a rămas mirat și fascinat în momentul în care a văzut cum un prunc trece prin pântecele femeii ca soarele sau lumina prin sticlă, fără să vadă-ne ce, organele biologice trupești. Nu sânge, nu retenții placentare, nu durere, nu travaliu, nu infecții. Ceea ce știți care este femeie, știi ce înseamnă nașterea unui prunc. Și atunci și-a dat seama că taina de-abia este taină și e o taină cum alta nu este. Nici de cum o copilă de 13 ani, cum susțin sectele sau alte învățături, să se atingă de un bătrân de 90 de ani care drept fiind, spune Scriptura. În momentul în care magii au văzut această minunăție, femeie născută alăptând la prunc, fecioară, tânără, fără dureri, fără suspini, fără ofuri, fără lehuzie, mai tare s-au mirat și au pus și smirna și tămâia ca dar de jertfă să aibă cu ce aduce Maica Domnului și familia sfântă, dar și jertfă lui Hristos, lui Dumnezeu atunci în momentul când vor jertfi ei în legea lor. Dar Sfinții Părinți ne tâlcuiesc și spune, aurul a fost adus ca unui împărat, și aici mi-a plăcut o replică cuiva, nu mi-aduc aminte, cred că la Radio Trinitas am ascultat-o, ascultând așa instantaneu. Au pus aur ca în fața unui stăpân, deși acesta n-a avut niciodată tron și slugi, ci el a slujit autora. A pus smirnă și tămâie în fața unui învățător care nu s-a legitimat niciodată cu studiile pe care le-a făcut. Și la un moment dat găsim în Sfânta Scriptură. Cine este acesta care știe Scripturile neînvățat fiind? Ați fost atenți. Deci este din la Ioil când intră Hristos și binevestește. Domnul m-a trimis să binevestesc, deci este în intrarea în templu la vârsta de 12 ani, deja era întors din pustie. De ce vă spun lucrurile astea? Ca să vedeți că magii nu făceau mișcări la întâmplare, ci totul era coordonat dumnezeesc. Și spune că smirna și tămâia aduse ca unui mort. De ce mort? Pentru că avea să moară și să învieze. Și ce frumos, iarăși, o replică citită undeva, sau ascultată iarăși. Iată-l pe cel care a murit
Dar zice, care n-are mormânt. De ce? Pentru că tronul lui este în cer. Împărăția mea nu e din lumea aceasta. Vă țineți după mine doar pentru că v-am dat pâine. Vă țineți după mine doar pentru că am hrănit gloatele în pustie. Vă țineți după mine doar pentru că v-am vindecat bolnavii. Dar împărăția mea nu e din lumea aceasta. Și nici mâncarea mea nu e din lumea aceasta. De ce v-am spus toate aceste lucruri? Ca să înțelegeți care era rostul acestor magi și ce, cum au apărut ei în viața evanghelică, în ceea ce îi găsim consemnați în evanghelie, venind păgând de la Egipt și plecând, nu creștini de acum încolo, ci încă, credincioși în Dumnezeu, în Iisus, spre țara lor. Iar dacă mergi la Sfânta Cetate a Ierusalimului, la Biserica Sfântului Teodosie, în drumul spre Mănăstirea Sfântul Sava, există trei altare a celor trei magi, care de acolo de unde au văzut ei steaua cel mai bine spre Ierusalim, călăuziți de rază, se duc până la Biserica Nașterii, care este imediat, nu la mulți kilometri, este Biserica Betleemului. Deci locul unde Fecioara stătea în peșteră cu pruncul alăptând la sân. De ce v-am povestit lucrurile astea? Ca să înțelegeți că Evanghelia, fiind puțin complicată ca înțelegere, Sfinții Părinți au rânduit să fie așa, sărbătoarea Crăciunului, duminica de dinainte de naștere și după naștere, să se poată explica toate pândelete. Deci noi am discutat până în prezent problema de dinainte de naștere. Deci n-au venit la întâmplare. Acești magi au fost călăuziți de stea, nu de vreun imbold lăuntric. Iar închinarea la picioarele Mântuitorului este simbolul umanității în cele trei stări, deci în cele trei stări de închinare la Dumnezeu când vii la dreapta credință. Aurul îl pui la picioarele lumii, deșertând visteria care o mănâncă furul și molia și primește aurul credinței, deci din aur pământesc face aur duhovnicesc. Era și o cântare, mai mi-aduc aminte, de aș avea toți banii în lume să-mi stea în praf arginții, în zadar dacă am pierdut aurul credinței. Smirna este cea care se aduce mortului să se îmbălsămeze în Țara Sfântă, dar este simbolul omului care moare pentru lume, dar înviază pentru Dumnezeu și tămâia să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea ta. Deci iată ce au făcut cei trei magi. Ne-au arătat că în biserica ortodoxă jertfa noastră trebuie să fie de aur. Nu asta înseamnă că de acum vă apucați de dat aur la biserică, ci faptele voastre trebuie să strălucească înaintea oamenilor, ca oamenii văzând faptele voastre cele bune să slăvească pe Tatăl vostru cel din cer. Deci iată ce înseamnă aurul magilor. Iată ce înseamnă tămâia și smirna magilor. Iar acum suntem în plin proces de isterie a celui ce se numea Irod. În momentul când i s-a adus la ureche că s-a născut un împărat în Ierusalim, vă și spun motivația. N-a avut ceva cu Hristos, nici nu l-a interesat persoana lui Hristos. Irod era tulburat dintr-un cu totul altul. Avea trei fii și pentru prima oară după moartea lui, Țara Sfântă, Iudeia și toată zona Palestinei și Ierusalimul propriu-zis până în Moria și până în spre partea Egiptului, este împărțită în trei regiuni și dată fiecărui fecior în parte a lui Irod ca să domnească după moartea lui. Și se gândea așa, cum eu cu trei odrasli, cu trei progenituri, să pierd împărăția, iar în împărăția mea să nasc un nemernic care să-mi ia mie împărăția. Păi eu ce las moștenirii la feciorii mei? Și înverșunarea a fost atât de puternică, că el n-a mai chibzuit atunci. Ce a dat ordin așa. Nu stau eu să caut prunci, să pierd vremea. Armata! Luați tot ce se cheamă Țara Sfântă, Iudeia, Palestina, până în Rama, până în Moria, până la hotarul cu Egiptul, până în pustiul Iudeii. Tăiați tot ce este sub 2 ani. Deci, vedeți? O pornire din aia furtunoasă. O baie de sânge. Dar ce sunt de fapt acești prunci? Acești prunci, după toată învățătura celor care se numesc Sfinți Părinți și ne-au lăsat nouă scrieri,
sunt de fapt simbolul mărturiei că omul trebuie să fie cu Dumnezeu încă din scutece. De aceea noi ne botezăm copilul până în 40 de zile și îl încreștinăm, nu cum spun sectorii, când e mare să priceapă. Când e mare e animal, când e mic este om. Hristos și-a permis în Evanghelia nașterii, cea care a fost ieri, și ați fost atenți și când s-a spus în pastorală, să ne demonstreze că a venit în lume să ne arate că noi trebuie să fim oameni. Totul se învârte în jurul acestui cuvânt. Om! Orice te-ai făcut, dar om când te faci? Iisus Hristos a venit să se facă om. Și să vedeți, asta este interesant, Irod cu armată și cu putere, își tulbură liniștea de un prunc care îl ține o fată de 13-14 ani în brațe, un moșneac de 90 de ani și un măgăruș și un toiac după el. Aici e absurditatea. Deci până unde duce furia și furtuna gândurilor? În momentul în care îngerul înțelege primejduirea și aude ce se vorbește la palat, deci deja Iisus cu Fecioara Maria au trecut spre Egipt, drum care ar dura cam, cred că, 2 săptămâni, pe jos cu piciorul, sau poate 1 săptămână, 10 zile, pentru faptul că Irod, până venea din cealaltă parte a Palestinei, de unde și-avea întinsă domnia, până aproape în zona Ierihonului, el trebuia să parcurgă casă cu casă și tăind prunci, avea nevoie de un anumit timp până făcea, nu spune Rahel, auzit glas în Rama. Era tânguirea mamelor care plângeau după prunci. Dar tocmai acești prunci au fost ca o jertfă de curățirea pământului spurcat de fără de legile și răutățile legii vechi și a Vechiului Testament, care era de acum o lege putredă și strâmbă, care nu mai avea nimic în ea decât totul era poticnire și cădere și întuneric, și care a dat răgaz lui Iosif și Fecioarei Maria cu măgărușul să traverseze drumul spre Egipt și să intre în partea Egiptului fără să mai aibă treabă cu Irod, ieșind din hotarele lui. Și bineînțeles, cel care a căzut victimă și cel care a căzut victima acestui masacru a fost Zaharia. Zaharia era la templu. Trebuia să-și facă slujba. Elisabeta era acasă în partea Iudeei, la Iencarenul de astăzi, unde cei care au fost la Ierusalim ați văzut peștera. A auzit de acolo de sus plângeri jos și ostaș venind. A luat pruncul rapid în brațe și a tăiat-o. Venind ei în locul unde era casa lui Zaharia și ne-a găsit nimic, s-au întors înapoi la Zaharia. Unde ți este pruncul? Nu știu, eu sunt la slujbă. L-au tăiat între templu și altar. Spune Scriptura, și sângele lui a rămas ca o pecete. Ei, în schimb, ostașii, luminați de ideea că Elisabeta s-ar putea ascunde, s-au luat după ea și văzând că o poate ajunge, așa arată Simeon Metafrastul, nu știu, arheologii moderni sau scriitorii moderni, Flavius sau Egesip, mi se pare că consemnă și ei. Elisabeta ridică mâinile la cer și spune: deschide-te munte, înghite-l pe prunc și pe muma lui. Și s-a făcut o peșteră imediată și cum a intrat Elisabeta cu pruncul acolo, s-a închis peștera, înăuntru a și crescut un izvor și un finic. Ea mânca curmale și bea apă, iar timp de un an a dat lapte pruncului. După un an l-a crescut îngerul, iar Elisabeta a fost îngropată de îngeri chiar acolo la peșteră. De ce vă spun lucrurile astea? Ca să înțelegeți că minunea nu este 3 texte din Evanghelie, ci întâmplările care până atunci nu s-au întâmplat niciodată. Asta i-a mirat pe toată lumea. Și tocmai ce a dat semnificație nașterii lui Iisus, că steaua pentru păgâni nu însemna nimic. Steaua pentru o parte din iudeii care îl așteptau pe Mesia și nu știau Scripturile, iarăși nu însemna nimic. Dar mânia și furia lui Irod a făcut să strânească ideea și noțiunea de naștere a împăratului Israel, de care el se temea în toate ținuturile, pentru că peste totul era doliu și supărare. Și au fost primii sfinți, pentru că au primit botezul sângelui, care l-au preamărit pe Iisus încă de prunc, deci noi trebuie să ne creștem pruncii sfinți încă din față. Trecând mai departe și peste acest episod de mânia lui Irod, la un moment dat vom vedea că același înger, v-am spus, cheamă pe prunc înapoi. De ce? Pentru că misiunea lui Iisus Hristos trebuia să se împlinească cu ceea ce a spus El la înălțare.
Nu vă depărtați de Ierusalim până nu vă îmbrăcați cu puterea de sus. El avea puterea de sus, dar o avea în cetatea sfântă a Ierusalimului. De ce? Era locul cel mai sfânt, unde era Sfânta Sfintelor, era locul unde era templul lui Solomon, era locul unde erau locul arnilor și a jertfelor de tot, era locul unde Dumnezeu vegea tot timpul deasupra pământului. Și atunci iată-L pe Iisus petrecându-și viața în Ierusalim și după tradițiile care le știți că mai circulă, când era copil la părinți și a tăiat scândura și nu i-a ieșit cum trebuie și a lungit-o, la un moment dat iudeii, când el începe să propovăduiască la vârsta de 30 de ani, chiar îi și spun, zice, a, dar nu știm noi pe fiul Teslarului și a Mariei din Nazaret, a, de el ne vorbești, dar ce nu știm noi cine? Deci prorocul nu este slăvit în patria lui, dar nu aici este esența. Esența finală este că acest cuvânt Emanuel cu noi este Dumnezeu, este de fapt elementul întregii sărbători, deci tot ce este de actul nașterii. De la venirea la recesământ, când Fecioara nu găsește nicăieri loc, ci numai în grota respectivă, care nici aia nu era o grotă întâmplătoare. Știți ce a fost în acea grotă sau în acea peșteră unde s-a născut pruncul sfânt? Era un fel de peșteră în piatră, în care David, în tinerețile lui, când păștea oile și scria psalmi și îi cânta, stătea acolo adăpostit și compunea psalmi. Deci n-a venit pe orice fel, în orice fel de peșteră, că putea să intri în șoprul la Ioan sau la Maria sau în șura lui Vasile. Nu. Ci era locul unde strămoșul lui David și părintele lui David a scris, insuflat de Duhul Sfânt, acest vers. Au, voi pierde cetatea mea pentru robul tău, David? Nu, voi pierde cetatea pentru robul meu, David. Deci nu a păstrat Ierusalimul, că trebuia să se nască acolo ceea ce s-a prorocit. Și mai mult decât atât, acolo David a scris tot însuflat de Duhul Sfânt, din rodul tău voi pune pe scaunul tău. Deci erau cele ce scris în Scriptură și Iisus venea să le consfințească, pentru că de acum el era plin de Duh Sfânt. Îi atingea, îi vindeca, avea binecuvântat și se tămădea și așa mai departe. Acea peșteră mai avea o încărcătură. Pe lângă toată această încărcătură, de acum înainte, în ea s-a dăpostisă cea plină de dar. De aia și colindele spun că s-a transformat în palat împărătesc, vântul bate, nu-l răzbate, neaua ninge, nu-l atinge. Mi-a plăcut la, acum într-o zi, când cineva a tâlcuit tot așa și a spus, vai, ce ger era afară și ce frig era în Ierusalim și Fecioara dezbrăcată cu pruncul mic, nici vorbă. În Ierusalim fulgi de zăpadă sunt cum este la noi floarea de colț. Aici, dacă odată, într-o anumită perioadă a anului, vezi câțiva fulgi trecători ca o lapoviță. În Ierusalim, anotimpul rece este reprezentat prin ploi și umezeală și o temperatură constantă undeva până în 10 grade. Deci asta înseamnă cetatea Ierusalimului. Deci, propriu zis, Fecioara n-avea treabă cu iarna și cu nămeții și cu poveștile. Nu. Ea venise să-L înscrie pe Iisus, să-L înscrie pe Iisus când se făcea recensământul populației, când se ordonase recensământul. La Crăciun era tot ocupat, am fost și am văzut biserica unde a fost locul sau conacul acestui Crăciun care a existat, nu-i Moș Nicolae, nu-i Moș Gerilă și alte prostii inventate, date în mass media și lumegate de cei slab la minte, ci Crăciun a fost un personaj adevărat, un fel de boier, cum ar fi astăzi un patron cu hotel, care avea un han, un fel de restaurant cu locuințe, unde călătorii veneau și înnoptau. Și era tot ocupat că se retrăsese toți acasă, ca să se treacă la recesământ, ca și când ai venit la vot sau de sărbători. Ei, și atunci Fecioara este îndemnată spre peșteră. Deci găsește acea peșteră goală. Deci n-avea nicio treabă una cu cealaltă. Și spune acolo, vântul bate, nu-l răzbate. Deci stihirii și-au cunoscut stăpâni. Iar când spune Emanuel, cu noi este Dumnezeu, pe unde trecea Iisus, prezența lui Dumnezeu era de față. De aceea El va rămâne Emanuel, adică cu noi este Dumnezeu. Deci El era chiar Dumnezeu. Și asta spune Sinodul 4, parcă dacă nu mă înșel. Spune, născătoarea de Dumnezeu nu este născătoarea Hristotokos, ci Teotokos, născătoare de Dumnezeu. În momentul în care drama sau actul nașterii i-a sfârșit,
pentru că lucrurile intră într-un normal firesc, mânia lui Irod nu va înceta, ci și fiii lui vor prelua mai departe acea mânie de la tatăl lor, că oricând poate exista un rău făcător care poate atenta la domnie și aceasta se va răsfrânge mai târziu pe unul din fiii lui Irod, care va tăia capul lui Ioan Botezătorul și la fel vor fi împotriva adevărului, pentru că se cuplase într-un concubinaj mizerabil Irod cu nevasta fratelui său Filip, cu cumnața, făceau dragoste. Și Ioan Botezătorul ștergea cu ei pe jos de câte ori avea ocazia. Irod îl știa că e corect și drept și venit din pustie și știa că e un om mare și puternic în cuvânt. Dar nici nu suporta Irodiada ca fiică să fie înjosită și ea să fie înjosită pentru că își face, mă rog, mofturile după bunul ei plac, nu după legea din Scripturi. Trecând peste taina și actul nașterii, deci de aici încolo, tradițiile au dezvoltat tot felul de obiceiuri. Cele mai frumoase sunt colindele normale și chiar vă recomand cu toată căldura, n-am nimic împotrivă. Nu mai ascultați sau nu vă umpliți urechile cu tot felul de colinde de astea învățate, cu chitara, cu acordeonul, cu muzicuța, cu are hrușcă, s-a îmbogățit pe seama colindelor. Eu nu spun că nu sunt frumoase. Alea nu sunt colinde, alea sunt cântări, pseudomanele religioase. Vă trebuie colinde, mergeți la un magazin bisericesc, ori la mitropolie, ori la o biserică, și unde este un cor de teologi, de seminariști, de preoți, de creștini, sau cine este format, și ascultați adevăratele și tradiționale colinde, care sunt o scriptură cântată, cum ați auzit și la strană astăzi, imediat după rugăciunea Tatăl nostru, și nu vă mai luați după colecuț și după lerul și după mărul și după înfloritul și după scuturatul. Astea sunt tot un felul de obiceiuri inventate de oameni care în substratul și în rădăcina lor poartă o singură otravă. Denaturarea spirituală a valorii Crăciunului și transformarea în cele mai mârșave, dacă vreți, impostații și tot felul de ipostazii mizerabili, Crăciuniții, Crăciunoi, tot felul de porcării, n-au nicio treabă cu sărbătoarea creștină. Este un consumism ieftin care noi nici nu-l înjurăm, dar nici nu-l propagăm. Deci nu ne interesează. Adevăratul creștin își primește preotul cu icoana. Ați văzut icoana nașterii, sărută omul icoana, aprinde o lumânare, primește preotul în casă, își face colacul pe masă care e fața lui Hristos sau grâul, bobul, pâine, când spune sămânța cade în pământ și apoi dă roadă, simbolul morții și a vieții, și mai mult decât atât, Crăciunul ortodox este cu aceste colinde sănătoase, v-am spus, cântate strict colinde, deci nu manele religioase, iar Crăciunul ortodox înseamnă spovedania, împărtășania, rugăciunea pravila canonul și bineînțeles că după aceea îți chem prietenul la un pahar de vin, la un grătar sau o mâncare bună, în semn de prietenie, cinste și respect. Deci nu transform Crăciunul într-un fel de mascaradă, un fel de bâlci. Era chiar vorba unui mare cronicar. A ajuns dreptatea să seamene cu un bâlci. Deci ceea ce trebuie să fie sfințit și sacru devine neimportant, iar ceea ce rămâne neimportant devine problema numărul 1. Cu ce se îmbracă doamna, cu ce se îmbracă domnul, câte 70 de feluri de mâncare au făcut, vai că n-au găsit păpușa cu tare și globul cu tare și instalația cu tare și nu i-au venit cu tare musafiri. Alea, dragă, țin de etica morală și socială, se cheamă codul manierilor sau cartea bunului simț. Celelalte duhovnicești țin de inima noastră. Să bem cu măsură, să mâncăm cu măsură, să vorbim cu măsură, să respectăm cu măsură, să ne comportăm creștinești cu măsură. Și ați văzut că nu întâmplător, în a doua zi de Crăciun, pentru că propriu-zis ieri a fost praznicul împărătesc, astăzi ni s-a rânduit să avem în viața Crăciunului un sârb foarte ortodox sau ultra-ortodox, dacă vreți. Datorită lui au rămas câteva curente monahale în Valea Olteniei, la sudul Dunării și în Serbia. Eu le-am notat doar atât în scurt, în două fraze, ca să nu lungim povestea. Dus de tânără Naton, sârbul născut la 1320 Nicodim,
va deveni părintele Nicodim și apoi, venind în sudul Dunării, va face două sihăstrii, Vratna și Mănăstirița. Alea sihăstrii care probabil astăzi mai există doar în cronici, pentru că sigur s-au distrus. Dar au rămas la noi în țară cele mai importante. A rămas prislopul lui Arsenie Boca, ca să știți că este construit de Nicodim, de la Tismana. A rămas Tismana, mănăstirea propriu-zisă, care îi poartă și o porțiune din moaște de deget. Și văzând Sfântul că lumea e denaturată și stricată, a cerut egumenului într-un vis să fie ascuns undeva. Egumenul a murit din întâmplare și n-a mai știut nimeni locul și nu s-a descoperit nici până astăzi. Și atunci deja e un semn că Sfântul vrea liniște, nu vrea reclamă și bătaie de cap. Și după aceea ar mai fi mănăstirile Vodița, Motru, Vișina, despre care nu se mai știe prea multe. Motru am înțeles că ar fi fost înființată, e un schit acolo, în amintirea cuviosului de la Tismana. Și el este într-adevăr un desăvârșit ascet care va lăsa rânduieli monahale foarte bune, deci cu o trăinicie atonită ca mentalitate și așezământ, care au dăinuit, dacă au fost de la Dumnezeu, până astăzi. Deci dacă de 600 de ani aceste mănăstiri au existat, înseamnă că și rolul lor istoric și spiritual a fost unul obiectiv care lui Dumnezeu i-a plăcut și atunci a păstrat și a binecuvântat locul. A fost cel care a împăcat prin doi ucenici ai săi pe patriarhul Constantinopolului cu patriarhul serbii și a românilor, deci erau niște conflicte pe care personal Nicodim de la Tismana le-a remediat, deci le-a potolit. La 26 decembrie, când îi sărbătorim ziua, Sfântul atunci își dă sufletul în mâna lui Hristos și pleacă la înfricoșatul județ, nu pentru a da socoteală, ci pentru a primi scaun de judecate, ca să fie martor la judecate pentru cei care l-au cunoscut sau îi cinstesc numele sau îi poartă numele sau îi urmează în sfatul, în demnul și credința. Și același Nicodim de la Tismana îl găsim și la mănăstirea Sfântul Sava, deci în Ierusalim, deci un alt călugăr sporit, cuviosul Sava cel sfințit, care numai monah fiind, deci avea o autoritate și o putere duhovnicească, exact ca Simeon Evlaviosul, era ca și păstor, ca și învățător, ca și povățuitor, avea puterea și darul facerii de minuni, a fost și el un călugăr care a sfințit Țara Sfântă cu osteniala și cu lucrarea lui și ne-a lăsat nouă până astăzi tot ce auziți cântat și citit la strană, că altfel ne-a rugat ca sectare, am ridicat mâinile în sus și am bâlbâit fiecare cine ar trece prin cap. Tot, fiecare slavă, fiecare podobie, fiecare canon, fiecare tropar, fiecare frază, fiecare stihoavnă, fiecare litie sunt așezate în tipic după învățătura lui. El a cercetat învățătura la toate mănăstirile din Ierusalim și Palestina și a făcut un singur tipic pentru toate mănăstirile ortodoxe care țin ritul creștin, deci ceea ce ține de ortodoxie. Și ne-a lăsat nou la anul 600, așa zis, un tipic mare. De ce v-am amintit și asta? Ca să vedeți că Dumnezeu face minuni prin oameni și cu oamenii. Dar cea mai mare minune nu aceasta este. Este faptul că Hristos și-a permis, născut în sânurile Tatălui, fără de ani, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, să zică: Tată, dă-mi voie să mă duc pe pământ, să mântuim ce-a mai rămas. Și-și ia chip de rob. Nu vine cu armură, nu vine cu cal, nu vine cu kalașnikov, nu vine cu tank, cu mașină de război, cu rachetă nucleară. Vine gol în brațele unei fecioare care îl slujește cu credință până la vârsta de 30 de ani. Dar în clipa în care fecioara depășește chemarea Duhului Sfânt, cu toate că este plină de daruri și de Duhul Sfânt, este intenționată. Ce este între mine și tine, femeie? Ce este mie și ție, femeie? Ceasul meu n-a venit încă. Și atunci Maica Domnului, foarte înțeleaptă, ne dă un sfat care se merită azi la soborul ei, să-l ascultăm și noi, acum după 2000 de ani. Faceți tot ce vă va spune El. Deci iată ce frumos, dacă vrei să te mântuiești, asta e predica. Ce am vorbit până acum, ai supliment. Faceți tot ce vă va spune El. Și în momentul în care Iisus se rătăcește prin Ierusalim, are problemele lui dimplinit dumnezeiești în misiunea și activitatea mesianică, la fel își permite Maica Domnului ca mamă să-l corecteze
și să spună: fiule, am tremurat, mi-a fost frică, unde ai fost, de ce n-asculți? Ascultarea mea este din cer, nu de pe pământ. Eu nu fac voia mea, ci voia celui care m-a trimis. Da. Mâncarea mea este din altă parte, este din împărăția cea de sus, la un moment dat, spune Mântuitorul. Deci ăsta este rostul lui, să fie în chip de rob, să ne arate nouă cum trebuie să arăți ca un împărat. Deci vine în calitate de om să ne arate că nu poți fi om până nu ești cu Dumnezeu, el e omul Dumnezeu, iată omul, spune Pilat. Dar în același timp, ne arată că măsura de a învinge orice lucru este numai cea dreaptă și a smerenie, adică trebuie să te încrezi în Dumnezeu până ce îl convingi pe Dumnezeu că ai încredere în El și El coboară în tine. Tată, preamărește-mă ca să te preamăresc, spune la un moment dat Mântuitorul Iisus. Și iată cele trei mărturii cu care închei. În momentul când era la Iordan, s-au deschis cerurile și a spus: acesta e fiul meu iubit pe el, să-l ascultați. Când era la schimbarea la față și s-a înălțat pe Tabor, din nou s-a auzit același glas: acesta e fiul meu iubit, pentru care am nevoit pe el, să-l ascultați. Și mai spun, mai este încă un loc în Scriptură în care Iisus cere semn pentru cei care îl ascultau, când cereau semnele vremii și ploaia și așa mai departe, și se aude din nou glas din cer și unii spun: cred că a vorbit Ilie, cred că e tunet, vorbea Tatăl, acesta e fiul meu iubit pentru care am binevoit pe el, să-l ascultați. Și la fel, în momentul în care ajunge la Ghetsimani, momentul crucial al mântuirii oamenilor, pentru că nașterea Mântuitorului doar o învierea noastră, deci aici se pune capăt morții veșnice, este primul cui care îi se bate boldul iadului, pentru că pecețele vor sări abia în clipa învierii, și vine Iisus și spune: Tată, treacă de la mine acest pahar, nu că se temea de paharul morții, cum tâlcuiesc unii exegeți fără să gândească sau spun vorbi la întâmplare, nu, să treacă cu folos. Dacă și după această jertfă lumea va fi proastă și străcată și va fi ticăloasă și în afara legii, atunci jertfa nu și-a avut sensul. De aceea spune Apostolul Pavel: dacă Hristos n-ar fi înviat, credința noastră ar fi fost zadarnică. Dar mai zadarnic este să te naști creștin și să mori cu fapte de păgân, pentru că mai bine ai fi putrezit în pântecele Maicii tale înainte de a te naști. Ioan Gură de Aur. Deci nu ne jucăm de a creștinism. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că Iisus Hristos a spus așa: mlădița care nu aduce roade, să taie și să aruncă în foc. Eu sunt vița, voi mlădițele. Amin.